Dar am chemat și rânduit prin autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos
Vă iert toate păcatele voastre, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 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 Domnul Dumnezeul Dumnezeilor vorbește, El cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion frumusețea desăvârșită, Domnul Dumnezeul nostru strălucește. Vine Dumnezeul nostru și nu tace, în fața Lui e foc mistuitor, iar împrejurul Lui se dezlănțuie o furtună puternică. El cheamă cerul de sus și pământul ca să-și judece poporul său. Adună înaintea mea pe credincioșii mei, pe cei care cu jertfă au încheiat legământ cu mine. Cerurile vor face cunoscută dreptatea Lui, căci însuși Dumnezeu este judecătorul. Ascultă-ne, Dumnezeule, pe numele Fiului Tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Din vicii și pentru salvarea noastră, din slăbiciunile cu care ne confruntăm,
să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, pentru toți credincioșii dinaintea noastră și toți aceia de ajlou care sunt acum cu Domnul Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu, să îi mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia! Bucurându-ne în comuniunea tuturor sfinților, să ne încredințăm unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ție, Doamne! Ajută-ne, mântuiește-ne și dă-ne pacea Ta, Dumnezeul nostru cel milostiv. Doamne, ai milă de noi, Hristoase, ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, Fiul Tău, a
care trăiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cușcura și în vecii vecilor. Amin. Prima citire din această duminică este din Geneza, capitolul 4. The first reading is from Genesis chapter 4, 1 to 15. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. Cain spoke to Abel, his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is Abel, your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. Then the Lord said to him, Not so. If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord put a mark on Cain, lest anyone who found him should attack him. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. I-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era lugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile din născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pus omul în fața. Și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți-ai pus omul în fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, Haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, Unde este fratele tău Abel? El a răspuns, Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura, ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei ruga pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, priberg și fugar să fii pe pământ. Cain i-a zis Domnului, Pedeapsa mea este prea mare ca să pot să o sufăr. Iată că tu mă izgonești astăzi de la fața pământului, de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și tu și să fiu iberg și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ.
Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l omoare. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. We are praying Psalm 50 from 1 to the end, starting with verse 7. So. Hear, O my people, and I will speak. O Israel, I will testify against you. I am God, your God. Not for your sacrifices do I rebuke you. Your burnt offerings are continually before me. I will not accept a bull from your house, or goats from your folds. For every beast of the forest is mine, the cattle on a thousand hills. I know all the birds of the hills, and all that moves in the field is mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. Do I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? Offer to God a sacrifice of thanksgiving, and perform your vows to the Most High. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. But to the wicked God says, what right have you to recite my statutes, or take my covenant on your lips? For you hate discipline, and you cast my words behind you. If you see a thief, you are pleased with him, and you keep company with adulterers. You give your mouth free rein for evil, and your tongue frames deceit. You sit and speak against your brother. You slander your own mother's son. These things you have done, and I have been silent. You thought that I was one like yourself, but now I rebuke you and lay the charge before you. Mark this then, you who forget God, lest I tear you apart and there be none to deliver. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To the one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Psalmul 50, începând cu versetul numărul 7. Ascultă, poporul meu, eu îți vorbesc, Israel, eu voi depune mărturie împotriva ta, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te dojenesc, pentru că rele tale de tot sunt purea înaintea mea. Nu voi primi mizerii din casa ta, nici șarpi din drumele tale. Căci alele sunt toate vieții, toate toate mirele animale din munți. Eu cunosc toate păsările munților și al meu este tot ce mișcă pe câmpie. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție, căci lumea cu tot ce este în ea mie, mi-a aparține. Mânii de oare în carnele tau și prea de oare sunt jurețarilor.
laudă și împlinește vorbirea multe cerului prea înalt. Chiar în ziua scântorării, eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti. Dar celui nelegiui Domnului spune, pentru ce vorbești despre poruncile mele și legământul meu este pe buzele tale. De vremea și știrea mea și cuvintele mele aduci la spatele tău. Dacă vezi un colț, întâlnește-și poartul terin. Tu dai drumul puii tale la rele și limba ta țese planuri viclene. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, îl prevectești pe fiul mamei tale. Iată, ai făcut aceasta, iar ai însătata, îți închipui ca să sunt ca tine, te voi mustra și voi pune totul sub ochii tăi. Înțelege aceasta, voi care alitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfârșiți, și nu m-a gândit nimeni care să mă scape. Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinstește. Celui care merge pe calea cea dreaptă, voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și urea și în vecii vecilor. A doua citire este din Epistola Sfântului Apostol Paul către Efeseni de la capitolul 2. The second reading is from Letter of Paul to Ephesians, chapter 2, 1-10. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între voi eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos, Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginta bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos, Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărinte-ți,
Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă unui greutare. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepe ca să cunosc învățăturile tale. Aleluia! Who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. This is the gospel of the Lord. Thanks be to thee, Știrea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este din Evanghelia Sfântului Luca de la capitolul 18. Slavă ție, Doamne! A spus această parabolă unora care se credeau în sine drepți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig. Vameșul, în schimb, stătea departe. Nici măcar nu îndrăznea să-ți ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit și cel care se umilește va fi înălțat. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Cred în unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și în unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întâmplat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub omul sfârșit, a potinit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a sculit la cer și a venit la Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Tatălui, care de la Tatăl și de la Fiul cu cele, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, care a trăit prin proroci. Și una sfântă, a tot cuprinzătoare și apostolică biserică,
Mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Cântăm imnul 49, hymn number 49. Unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu. Este o imagine minunată a distinției dintre mântuirea prin fapte și mântuirea numai prin credință, adică o imagine minunată a distinției dintre lege și Evanghelie. De asemenea, pilda aceasta are rolul să corecteze o eroare care a pus stăpânire pe foarte mulți creștini, eroare care a afectat și afectează biserica din toate timpurile. This parable of the Pharisee and the tax collector coming to the temple is one of the most famous passages of the Bible. It is a wonderful picture of the distinction between salvation by works and salvation by faith alone. That is a wonderful picture of the distinction between the law and the gospel. Also, this parable has the role of correcting an error that has taken hold of many Christians, an error that has affected and affects the church from all time. Scriindu-le credincioșilor din Corint, Sfântul Apostol Paul avertizează întreaga creștinătate prin cuvintele care spun în 1 Corinteni, capitolul 10, astfel: cel care crede că se ține pe picioare, să vadă, să nu cadă. Un astfel de avertisment răsună și în paginile Vechiului Testament, acolo de înțeleptul împărat Solomon spune, inspirat de către Duhul Sfânt în Proverbe, la capitolul 16, astfel: înainte de zdrobire este îngânfarea și înaintea prăbușirii este semeția Duhului. Writing to the church in Corinth, Paul warns Christianity with the words that say here in 1 Corinthians chapter 10: therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall.
Such a warning also echoes in the pages of the Old Testament, where King Solomon, inspired by the Holy Spirit, says in Proverbs chapter 16, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall." Aceste avertismente ne spun faptul că cel mai mare dușman al nostru nu este acela care vine din exteriorul nostru, pe cum sunt bolile, falimentul sau chiar diavolul. Astfel de lucruri provoacă suferințe chiar foarte mari, însă ele nu reprezintă un pericol la fel de devastator pentru creștini, pentru precum este pericolul care vine din interiorul său. Duhul Sfânt ne atrage atenția asupra pericolului de a ne încrede în noi înșine, spunând prin gura Sfântului Profet Ieremia la capitolul 17 astfel, mai înșelătoare decât toate este inima și de nevindecat. Cine poate să o cunoască? These warnings tell us that our greatest enemy is not one that comes from outside of us, such as disease, bankruptcy, or even the devil. Such things cause great suffering, but they are not the devastating danger to the Christian as that which comes from inside of him. The Holy Spirit draws our attention to the danger of trusting in ourselves, saying through the mouth of the prophet Jeremiah in chapter 17, "The heart is deceitful above all things, and desperately sick, who can understand it?" Cuvântul lui Dumnezeu ne învață faptul că în fiecare creștin are loc un permanent conflict între vechiul Adam și omul cel nou născut prin botez. Sfântul Apostol Paul descrie această luptă permanentă, spunând în Roman capitolul 7 astfel, "După omul lăuntric îmi găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în mădurelarele mele, care luptă împotriva legii minții mele, și mă ține sclav în legea păcatului care este în mădularele mele. Carnea aceasta păcătoasă, sau vechiul Adam din noi, este cel mai mare dușman al nostru, deoarece caută mereu și mereu să plece urechea la ispitele diavolului." The Word of God teaches us that in every Christian there's a permanent conflict between the old Adam and the new man born through baptism. Paul describes this permanent struggle, saying in chapter 7 of Romans, "For I delight in the law of God, in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members." This sinful flesh, or the old Adam in us, is our greatest enemy because it always seeks to give ear to the temptations of the devil. Iar ispitele diavolului, dragii mei, sunt de două feluri. Diavolul ne ispitește ca să încălcăm legea lui Dumnezeu, dar tot el ne ispitește și să credem învățături false, învățături care nu vin de la Dumnezeu și care ne conduc pe un drum care are ca destinație întoarcerea noastră în robia nemiloasă a păcatului, a morții și a diavolului. Învățătura eronată pe care diavolul ne ispitește cel mai mult să o credem este aceea care face din legea lui Dumnezeu o cale spre îndreptățirea omului, adică învățătura care vorbește despre mântuire, ca despre un sinergism între credință și fapte. The devil's temptations are of two kinds. He tempts us to break God's law, but also to believe false teachings, teachings that do not come from God, and that lead us down a path that has its destination, as its destination, our return to the merciless slavery of sin, death, and the devil. The most evil teaching that the devil tempts us to believe is one that makes the law a way to justification. That is the teaching which speaks of salvation as a synergism between faith and works of obedience to the law. De aceea, dragii mei, pentru biserica adevărată, învățătura despre distinția dintre lege și Evanghelie este o învățătură fundamentală care stă strâns legată de învățătura despre mântuirea numai prin credință. Cele două învățături stau să se prăbușesc împreună, deoarece afectarea chiar și în cel mai mic detaliu al uneia dintre ele o va afecta radical pe cealaltă și îl va conduce pe om pe un drum care are ca destinație întoarcerea sub condamnarea și blestemul lui Dumnezeu. Therefore, dearly beloved, for the true church, the distinction between the law and the gospel is a fundamental teaching that is so closely related to the teaching concerning salvation by faith alone. These two teachings stand or fall together because affecting even the smallest detail of one will radically affect the other and lead man down a path destined to return under the
the condemnation and curse of God. Distinția dintre lege și evanghelie predă faptul că legea nu este calea spre mântuire. Aplecându-ne asupra legii lui Dumnezeu, descoperim faptul că orice om care se încrede în propriile sale fapte se află sub blestemul lui Dumnezeu. După cum ne spune Paul în Galateni capitolul 3, cei care se bazează pe faptele legii sunt sub blestem. De ce acest lucru? Deoarece legea nu acceptă niciodată jumătățile de măsură. Legea ne cere să trăim o viață de perfectă ascultare. Dumnezeu însuși ne spune în lege, după cum citim în Levitic 20, voi să fiți sfinți, căci eu, Domnul, sunt sfânt. Mai mult, pretențele cu privire la sfințenie nu sunt unele pe care noi le trasăm, ci sunt cele pe care Dumnezeu însuși le trasează în dreptul nostru. The distinction between law and gospel teaches that the law is not the way to salvation. Leaning on the law of God, we discover that any man who trusts in his own deeds is under the curse of God. As we read in Galatians 3, for all who rely on works of the law are under a curse. Why is this? Because the law never accepts half measures. The law requires us to live a perfect life of obedience. God himself tells us in the law, in Leviticus chapter 20, you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy. Moreover, the rules for holiness are not ones that we set, but are those that God himself sets. Împăratul Solomon vorbește astfel în Proverbe la capitolul 1. Frica de Domnul este începutul cunoașterii. De aceea, biserica noastră învață faptul că legea este un dar binecuvântat. Legea este necesară mântuirii, deși nimeni nu va fi vreodată mântuit prin lege. Dragii mei, aceasta nu este o contradicție, ci este un paradox, deoarece acolo unde nu există moarte, nu poate exista nașterea din nou. Iar legea este unealta prin care Dumnezeu îl dezbracă pe om de auto-îndreptățirea sa și ucide în acesta stima de sine. Complet gol înaintea lui Dumnezeu, tot ce rămâne omul este frica de Dumnezeu. Pentru că, spune Sfântul Apostol Paul în Roman, capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor. King Solomon says, Proverbs chapter 1, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Therefore, our church teaches that the law is a blessed gift. The law is necessary, although no one will be saved by the law. This is not a contradiction, but a paradox, because there is no death. Because where there is no death, there can be no rebirth. The law is the instrument by which God strips man of his self-righteousness and kills his self-esteem. Completely empty before God, all that remains for man is the fear of God, because Paul says in Romans chapter 1, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Atunci când omul ia în serios legea lui Dumnezeu, încrederea în propria persoană este ucisă. Omul înțelege faptul că nimic bun nu locuiește în el, deoarece spune Scriptura, Roman capitolul 3, prin lege vine cunoașterea păcatului. Legea nu este în sine ei un blestem, deși ea îl pune pe om sub blestemul lui Dumnezeu. Din contră, în Roman capitolul 7, Sfântul Apostol Paul spune, legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Dar legea nu este sfântă pentru că este calea spre mântuire, ci pentru că ea este o unealtă sfântă prin care Dumnezeu ucide sufletul mândru de sine. Unealtă prin care noi suntem făcuți să strigăm către Dumnezeu cuvintele pe care le găsim în pericopa noastră și care spun, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. When man takes God's law seriously, his self-confidence is killed. Man understands the fact that nothing good dwells in him because, as Scripture says, through the law comes knowledge of sin. The law is not in itself a curse, although it places man under the curse of God. On the contrary, Paul says, so the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. The law is holy not because it is the way to salvation, but because it is a tool through which God kills the self-proud soul, the tool through which we are made to cry out to God with the words, God be merciful to me, a sinner. Evanghelia, în schimb,
ne spune faptul că Dumnezeu nu va abandona niciodată sufletul zdrobit de lege. Psalmistul ne spune în Psalmul 34 astfel, Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. În Evanghelia lui Hristos, Dumnezeu ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său un născut ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este cea care ne aduce o salvare care vine din afara noastră și care nu este deloc dependentă de faptele noastre, fie ele bune, fie ele rele. Este o mântuire care vine de la Dumnezeu doar și în Hristos. The Gospel of Christ tells us that God will never abandon the soul crushed by the law. The psalmist tells us in Psalm 34, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. In the Gospel of Christ, God tells us that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. The Gospel of our Lord Jesus Christ is one that brings us a salvation that comes from outside of us and that is not at all dependent on our deeds, be they good or bad. It is salvation that comes from God only in and through Christ. Evanghelia este despre acea mântuire despre care vorbește Sfântul Profet Ieremia atunci când spune la capitolul 17 Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat, mântuiește-mă și voi fi mântuit, căci Tu ești lauda mea. Evanghelia lui Hristos este cea care ne ridică ochii de la noi și îi orientează spre Hristos. Evanghelia lui Hristos este glasul lui Hristos care vine și ne invită să ne bazăm pe mila și pe harul lui Dumnezeu. Credința la care ne cheamă Evanghelia lui Hristos este cea care spune, conform lui Luca, capitolul 7, spune un cuvânt și sufletul meu va fi vindecat. The gospel is about that salvation that the prophet Jeremiah speaks of when he says, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. It is the gospel of Christ that lifts our eyes from ourselves and directs them to Christ. The gospel is the voice of Christ that comes and invites us to rely on God's mercy and grace. The faith to which the gospel of Christ calls us is one that says, Say a word, and my soul will be healed. Legea și Evanghelia sunt unelte prin care Hristos ne cheamă de la o încredere în noi înșine, la o încredere în Dumnezeu, în mila și în harul Său. În același timp, legea și Evanghelia ne cheamă de la mândrie spirituală la smerenie spirituală. Ne cheamă să ne încredem în iubirea lui Dumnezeu și să spunem asemenea femeii cananite, Matei capitolul 15, Doamne, dar și căței mănâncă firmiturile care cade pe masa stăpânilor lor. Căci Evanghelia lui Hristos ne spune în Proverbe capitolul 3 astfel, celor umili Dumnezeu le dă har. The law and the gospel are the tools by which Christ calls us from trust in ourselves to trust in God, in His mercy and grace. At the same time, the law and gospel call us from spiritual pride to spiritual humility. He calls us to trust in God's love and to say, like the Canaanite woman, Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Because the gospel of Christ tells us that God gives grace to the humble. Dragii mei, pilda care ne vorbește despre fariseu și despre vameșul venit la templu este poate cel mai realist tablou al bisericii creștine. Este imaginea fidelă a creștinismului din aproape toate timpurile. Un creștinism care, din păcate, în cea mai mare parte, s-a îndepărtat de la învățătura sănătoasă a Evangheliei și a alunecat în rătăcini omenești, care, eșuând în a înțelege distinția dintre lege și Evanghelie, au ajuns să facă din lege calea spre mântuire, exact rătăcirea în care trăia fariseul din pilda noastră. Dearly beloved, the parable that tells us about the Pharisee and the tax collector who came to the temple is perhaps the most realistic picture of the Christian church. It is the great picture of Christianity from almost all times. Christianity that, for the most part, departed from the teachings of the gospel and slipped into human errors that, failing to understand the distinction between law and gospel, came to make the law the way of salvation, an error in which the Pharisee of our parable lived. Acolo unde nu este înțeleasă distinția dintre lege și Evanghelie se naște mereu sentimentul de autodreptățire.
fapt, autodreptățirea se naște mereu din pretenția omului de a fi ca Dumnezeu. Omul se înalță mai presus de legea lui Dumnezeu și devine el însuși cel care judecă faptele. De aceea, autodreptățirea este un răspuns peren pe care omul îl dă ispitei diavolului, care spune în Geneza, capitolul 3, Dumnezeu știe că în ziua în care vei mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Where the distinction between law and gospel is not understood, the feeling of self-righteousness is always born. In fact, self-righteousness is always born from man's claim to be like God. Man rises above the law of God and becomes himself the judge of his good and evil. Therefore, self-righteousness is a perennial response that man gives to the temptation of the devil, who says, For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Fariseul din pilda noastră nu trebuie să fi fost un om rău sau necredincios. Știu că mulți predicatori au ispita aceasta. Nimic, de fapt, nu ne lasă să înțelegem că el a fost rău sau necredincios. Din contră, prezența sa la templu lasă de înțeles că era un om spiritual. Doar că era un om care a interpretat greșit rolul legii lui Dumnezeu. De aceea el are curajul să spună cuvintele, Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, căpăreți, nedrepți, adulte. El nu lasă legea care spune toți au păcătuit să-i descopere păcatele pentru a se pocăi de ele. Și el folosește legea pentru a se autodreptăți. De aceea prezența sa la templu nu este pentru a primi iertarea păcatelor, ci pentru a se lăuda cu faptele sale bune înaintea lui Dumnezeu. The Pharisee in our temple, in our parable, had not been a bad or faithless man. Nothing lets us understand this. On the contrary, his presence at the temple suggests that he was a spiritual man. It's just that he misinterpreted the role of God's law. That's why he has the courage to say, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. He did not let the law that says all have sinned discover his sins in order to repent, but he uses the law to justify himself. Therefore, his presence at the temple is not to receive the forgiveness of sins, but to boast of his good deeds before God. Spre diferență de fariseu, vameșul înțelege clar care este rolul legii. De aceea, vameșul stă retras în umilință și spune în Scriptura, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosule. Doar acolo unde mândria este zdrobită de lege, vine pocăința. Iar această pocăință este urmată de liberarea care este adusă de Evanghelie prin arc, prin credința în Hristos. Pentru că adevărata credință este o încredere în mila lui Dumnezeu care ne conduce la crucea lui Hristos, ci nu la un piedestal de pe care să ne etalăm faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii. Unlike the Pharisee, the tax collector clearly understands the role of the law. That's why, unlike the Pharisee, he sits withdrawn in humility and says, and it says, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Only where pride is crushed by the law does repentance come. And this is followed by the liberation that is brought by the gospel, by grace, through faith in Christ, because true faith is a trust in God's mercy that leads us to the cross of Christ, but it is not a pedestal from which to display our good deeds before God. Domnul Iisus Hristos spune la final, oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. A te zmeri înseamnă a recunoaște faptul că ești un păcătos conform legii și că ai nevoie de harul lui Dumnezeu pentru mântuire. A te zmeri înseamnă a te goli complet de tine însuți și a lăsa pe Hristos să te umple cu dreptatea sa mântuitoare. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu face prin lege și prin Evanghelie. De aceea distinția între lege și Evanghelie este atât de fundamentală credinței creștine. Our Lord Jesus Christ says in our parable today, For everyone who exalts himself will be humbled,
but the one who humbles himself will be exalted. To humble yourself is to admit that according to the law you are a sinner and you need God's grace for salvation. To humble yourself is to empty yourself completely and to let Christ fill you with his saving righteousness. This is the work that God does through the law and the gospel. Therefore, the distinction between the law and the gospel is fundamental to the Christian faith. A te smeri înseamnă admite că prin propriile forțe nu poți face nimic pentru mântuirea ta, deoarece în tine nu există puterea de a împlini legea, oricât de multe fapte bune faci. A te smeri înseamnă a veni la biserică pentru a-ți mărturisi păcate și pentru a primi prin credință de la Hristos dreptatea sa care vine la noi prin predicarea Evangheliei și prin administrarea Sfintelor Sacramente. Toate acestea împreună înseamnă practic a spune asemenea vameșului: Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul. Înseamnă a te recunoaște păcătos și înseamnă a recunoaște că ai nevoie permanent de mila lui Dumnezeu în viața ta, pentru că nu există altă cale de mântuire pentru omul păcătos decât prin har, prin credință. To humble yourself means to admit that by yourself you cannot do anything for your salvation, because in you there is no ability to fulfill the law, no matter how many good deeds you are doing as a Christian. To humble yourself means to come to the church, to confess your sins, and to receive by faith from Christ his righteousness that comes to us through the preaching of the gospel and the administration of the sacraments. All this together means saying with the tax collector, God, be merciful to me, a sinner. It means admitting you are a sinner, and it means admitting that you are constantly in need of God's mercy in your life, because there is no other way of salvation for sinful man than by grace through faith. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepe să fie cu voi toți în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Ca ea să predice legea și Evanghelia ta în toate locurile, iar cei pe care tu vrei să-i duci în împărăția ta să fie aduși la altarul bisericii tale. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm ca tu să binecuvântezi biserica ta din România, din Grecia, din Bulgaria, din Italia, din Republica Moldova, din Spania, dar și de pe tot cuprinsul acestei lumi. Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți predicatorii și pe toți cei care conduc biserica noastră. Te rugăm în mod special să binecuvântezi pe părintele nostru, Matthew Harrison, ca el să conducă biserica ta în credința adevărată și în predicarea curată a legii și a Evangheliei. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca tu să binecuvântezi pe fiecare credincios din biserica ta, pe fiecare om care vine în biserica ta, își mărturisește păcatele înaintea ta, își regretă păcatul, se pocăiește și caută mântuirea la Domnul nostru Iisus Hristos. Dă tu, Doamne, această mântuire tuturor celor care au inima zdrobită și caută salvarea în tine. Doamne, în mila ta,
ascultă rugăciunea noastră. Continuă să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru toți acei adași nouă care suferă trupul lor și îți amintim în mod special de păstorul Trevis și de micuțul David, ca Tu să-i binecuvântești și să îi eliberezi, Doamne, din suferința lor. Dar Te rugăm de asemenea să Te tot atingi de toți aceia dintre noi și toți aceia dragi nouă care suferă trupurile lor și au nevoie de mângâierea Ta. Doamne, în mila Ta, ascultă-ne din noastră. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru toți cei dragi nouă, care sunt astăzi cu Tine la masa Ta în Împărăția Cerurilor și care sunt alături de noi în celebrarea acestei primii. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca atunci când timpul nostru va sosi, să ajungem și noi alături de ei la masa Ta, în Împărăția Ta care nu are sfârșit. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău și Dumnezeul nostru, care trăiește împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, acum și pe urmă și în vecii vecilor. Amin. 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 Domnul să fie cu voi și cu Dumnezeu. Înălțați-vă inimile la Domnul. La Domnul noi le amem. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este de adevărat vrednic și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea ție, Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră, prin moartea Lui s-a venit iertarea păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică, prin El îngerii laudă slava Ta, cerurile și pământul Te preamăresc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghelii și cu întreaga oștire a cerului, închinându-ne Ție, să Te preamărim fără încetare. Sfânte, să poarte păcatele noastre, să fie mântuitorul nostru. Cu bucurie și cu pocăință primim noi mântuirea câștigată pentru noi prin sacrificiul trupului și sângelui Lui pe cruce. Adunându-ne numele și în amintirea Lui Iisus, Te implorăm, o Dumnezeule, să ne ierți, să ne renoiești, să ne întărești cu cuvântul și cu Duhul Tău. Ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm trupul, să bem sângele Său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru într-o amintirea Sa. Te rugăm, adune-ne împreună de la margine pământului pentru a sărbători împreună cu toți credincioșii sărbătoarea înmulțimirii Lui în Împărăția Sa, care nu are sfârșit. În mila Ta, primește rugăciunile noastre, dă-ne și păstrează-ne în harul Tău. Doar pentru Tine, Tatăl nostru, să fie dată slava, onoarea și închinarea Fiul și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, cum și cu vrea și în vecii vecilor. Amin.
Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și oferit-o ucenicilor săi, el a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor săi, el a zis, beți toți din el, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor, să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Domnul nostru Iisus Hristos, singur Fiul al lui Dumnezeu, prin faptul că ne oferi să mâncăm, să bem Duhul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim să mântuisim Sfintele Patrie și Sfânta Ta Cruce, binecuvântată la moarte, odihna ta în mormânt, învierea ta dintre cei morți, ridicarea ta la cer și revenirea ta pentru judecata din zilele de pe urmă. Adu-ți aminte de noi în împărăția ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate cele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pentru și noi iertăm greșelilor noștri, și ne reduce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Amin. O Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, care e păcatul lumii, ai milă de noi. O Hristoase, shed for you.
Aceasta este sângele Domnului Hristos pentru tine. Now the true body and blood of our Lord Jesus Christ, by which he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith unto life everlasting. Depart in peace. This is the true body of our Lord Jesus Christ for you. This is the true body of our Lord Jesus Christ, given unto death for your sins. Take and drink. This is the true blood of our Lord Jesus Christ, shed for you for the forgiveness of sins.
now the true body and blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your sins, and strengthen and preserve you steadfast in the one true faith unto life everlasting. Depart in peace. Cu și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească pentru viața veșnică. Mergeți cu toți în pace. Amin. 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 Thank you.